Miercuri respirăm. Roman. Capitolul 1 Mai avem mult? Întreabă Carmen, respirând regulat, cum exersase la lamaz. Inspir, expir, inspir. Mai avem, doamnă, că e meci și tot se grăbește să ajungă acasă. Dar ce arde? Cam arde. Nasc. Inspir, expir, inspir. Felicitări, ce frumos să fie sănătos! se însuflețește șoferul de taxi, aruncând un ochi admirativ în oglindă. Aveți operație mai pe seară? Nu, domnule, nasc acum! Ochii bulbucați ai șoferului o țintuiesc în oglinda retrovizoare. E o zi neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lui mai. Zeci de mii de mașini pline cu oameni nervoși stau minute în șir la semafoare în intersecții complet blocate și înaintează câțiva metri la fiecare sfert de o oră spre disperarea șoferilor cu nervii praf. Din unele mașini se aud înjurături despre rudele decedate ale colegilor de trafic, din altele muzică dată tare sau bucăți de știri despre nebunia și canicula din capitală, parcă mai aglomerată și mai fierbinte ca întotdeauna. Mixul de motoare, muzici și vorbe scuipate printre dinți e asezonat cu claxoane ascuțite apăsate cu patimă de șoferi. În nebuniți de furie, la gândul că semifinala campionatului mondial de fotbal va începe fără ei. În același timp, cel puțin un prizonier în trafic are o problemă chiar mai presantă. Cum să nașteți acum, doamnă, aici, în mașină? Mă scuzați, nu e ca și cum aș fi plănuit să nasc în taxi. Nașterea e un proces spontan. Uh, cum era, doamne, care se poate petrece oricând încep cu săptămâna. Ah, inspir, expir! Doamnă, dar abia vin de la spălătorie. Stați, vă rog să vă mai țineți puțin. Așa de greu am scos petelarea de șaorma de la domnul de aseară. Ah, dracu, soia de contracție! Vine, vă spun eu că vine. Contracții la trei minute, mult nu mai e. Inspir... Doamnă, stați așa. Încă puțin și ajungem la spital. Acum ajungem. În 20 de minute suntem acolo. Nu mai am 20 de minute. Aș zice cam 5. La ce nevoie să împing simt chiar acum. Uf, inspir. Ah, ce doare. Expir. Cine m-a pus, ce mi-a fi trebuit, mămicenia a mamei ei de treabă. Nu împingeți, doamnă, nu împingeți. Stați să ne mai gândim, să mai vorbim, poate vă trece. Nu împingeți, măiculiță ce zi! Gata, asta e, nasc, vine copilul! Șoferul de taxi nu mai zice nimic. Se holbează în retrovizor cu o privire îngrozită. Pe bancheta lui din spate tocmai se petrece cel mai mare miracol al lumii. Se naște un pui de om. O doamnă elegantă, cu părul foarte blond, frumos coafat, cu fustă lungă roșie și cămașa albă perfect călcată, cu mărgele ciudate cu cap de mort la gât, stă pe centrul banchetei cu picioarele depărtate, cu mâinile pe tetierele scaunelor din față. Și-a suflecat fusta, sandalele stau aruncate pe covorașele mașinii. Femeia e roșie la față și răsuflă greu. Îi curge transpirația și roaie pe chip. La un moment dat, o vede cum se opintește din toate puterile. Bărbatul nu mai respiră. Din spate îl claxonează toată coloana. E verde, tăticule, ce faci? Te uiți la televizor? Dă-i drumul!" Ce televizor, nenică, de a ști voi la ce mă uit eu acum?" Bosco rodește el de marând în trombă. Cât schimbă banda și se angajează pe stânga în claxoanele lungi și huiduielile nervoase ale celorlalți șoferi, femeia ridică ochii. Îl privește în oglindă buimacă. Imediat se aude un mieunat. Ce se aude acolo, doamnă, ați născut? Așa pare, șoptește Carmen cu ochii lipiți de făptura caldă și moale care respiră rapid pe pieptul ei. Șoferul întoarce capul să se uite printre scaune. Doamna ține la piept un copil mic, roșu, acoperit cu un fel de spumă albă. Scrutează atent tot decorul, apoi răsuflă ușurat. Se putea mă mai rău. Păi să vă fie de bine, doamnă! Cum o să-l cheme?" Nu știu, nu ne-am decis încă. Pe dumneavoastră cum vă cheamă?" Întrebă ea găfuind, aducându-și aminte de un film englezesc în care o tipă naște în avion și botează copilul cu numele pilotului în semn de mulțumire. Curcă, Titi!" A, lăsați, o să ne mai gândim noi." În timp ce taxiul intră în curte la primiri urgențe, femeia își ține copilul la piept și privește absentă pe geam cu un zâmbet tâmp. Bine ai venit, copilul meu. Te-ai grăbit să ne cunoaștem, așa -i? Or Ori poate nu ți-a convenit planul meu cu cezariana și ai ținut musai să ai tu controlul? Mie e destul de clar cu cine semeni." Domnul curcă titi, coboară cu greu din mașină. E transpirat, respiră greu, iar genunchii sunt moi ca niște macaroane fierte. Îi deschide portiera doamnei blonde cu copil în brațe, apoi se albește la față și se prăbușește lat lângă mașină. Carmen a născut în taxi pe 25 mai. Când m-a sunat să-mi spună, era să mi se rupă apa de râs și de plâns. Ea a fost singura dintre noi șase care nu-și dorea să nască natural. De altfel, ea nu-și dorea să nască deloc. Nu-și dorise copilul, dar pentru că soțul ei și soacra insistaseră, hotărâse să încerce dar numai o singură dată. Virgil, ai o singură șansă să-mi faci un copil. Am 36 de ani, nu o să stau să fac fertilizări în vitro în prag de menopauză. Apoi și-a aprins o țigară și a fumat-o mai puțin de un minut. Sorbea din ea de parcă ar fi fost ultima înaintea execuției la zidul maternității. Virgil își dorise mereu copii. Erau căsătoriți încă din timpul facultății. Ea însă preferase să călătorească, să devină șefă de departament, să aibă timp pentru ea să se poată bucura de cafeaua și țigara de dimineață în tihnă. Amânaseră mereu primul copil, iar acum, cu toate cazurile de infertilitate la 35 de ani despre care tot aflau de la prieteni, Virgil intra în panică. Își dorea mult un băiat pe care să-l învețe totul despre cai, strategie de război, sport și viață. Când a primit singura șansă de a-i face nevestei un copil, a profitat de ea la maximum, cu entuziasm și mult testosteron. Câteva săptămâni mai târziu, galbenă la față, Carmen l-a anunțat pe Virgil să vină acasă cu o sticlă de șampanie pentru el și niște calmante din plante pentru ea. Era însărcinată. Când a intrat pe ușă, a găsit-o plângând pe terasă. Fumase atât de mult, încât toată casa arăta de parcă fusese înghițită de un nor. Ce faci, mămico?" Sărbătoresc, Virgile, și dacă mai spui o dată, mămico, următoarea țigară o aprin la priveghiul tău. Puneți șampania aia și taci. Ne-am cunoscut, toate șase, într-o seară de miercuri, la primul curs la mas din seria noastră. Afara era un ger cumplit de final de martie, zăpada era mare, noi orbecăiam ca niște pinguini balonați pe o stradă fără lumini în căutarea mansardei calde în care urma să aflăm totul despre miracolul nașterii. Eram toate șase însărcinate în ultimul trimestru. Când, după minute bune de notat prin zăpadă cu burțile cele rotunde, ne-am întâlnit toate în holul casei vechi, ne-a umflat râsul. Trebuia să ne punem cipiși de plastic ca să nu umplem covorul moale de zoaie. Doar că niciuna dintre noi nu putea să se aplece suficient de mult să se încalțe singură. Așa că ne-am încălțat una pe alta cu zâmbete rușinate, binevoitoare și recunoscătoare. Haideți, dumneavoastră ridicați așa piciorul în spate, eu mă aplec puțin și poate reușesc să vi-l pun. Ce ziceți? Ne cunoscuserăm de un minut și deja aveam motive să râdem complice împreună. Uitându-mă înapoi la toată povestea noastră, mă gândesc acum că episodul cu cipicii albaștri de plastic a fost o strategie bună pentru a prieteni rapid șase gravide abia intrate în ultimul trimestru. După câteva icnete și strofocări, ne-am echipat și am început să urcăm pe rând, gâfâind și foșnind cipicii până la mansarda de la etajul 3. Ne țineam cu inima cât un purice de balustrada șubredă din lemn care se clătina amenințător. Sub palmele noastre, iar tretele late scârțiau sub cipicii noștri de ni se făcea milă că trebuie să le călcăm în picioare. Cine o fi fost cu ideea să cheme gravide într-o casă care stă să se prăbușească? Și de parcă asta nu era suficient să țină cursurile de naștere la ultimul etaj a întrebat gravida brunetă tunsă Bob cu o burtă de dimensiunea unui televizor cu tub. Cineva care n-a fost niciodată gravid în 32 de săptămâni, a pufnit gravida blondă platinat cu breton perfect aliniat. A, dacă știam că am de urcat atâtea scări, nu-mi luam tocuri de 15. A bombăit cea mai suplă dintre noi, cocoțată pe cizme roșii din piele cu toc amețitor ne-am oprit toate din escaladat să-i privim cizmele superbe parțial camuflate de cipicii de pungă. Doamne, cum îți ție echilibru pe astea? Am întrebat-o. Eu cu greu stau în picioare în papucii de casă. Asta dacă mi găsesc, nu știu cum se face, că mereu dispare câte unul. Și încă stai să vezi ce amuzant o să fie peste alte două luni. Acum măcar puteți urca singure în cadă. A suspinat cu voce șuierată de jos o doamnă tunsă foarte scurt cu ochi vioi. Ah, ați mai fost însărcinată? Ce drăguț!" s-a înduioșat brunet atunsă Bob. Da, de cinci ori," ne-a lămurit ea, ajungându-ne din urmă. Asta e a șasea. Eu sunt Angela." S-a făcut liniște. Niciuna dintre noi nu știa să reacționeze la așa un anunț. Habar n-aveam că în zilele noastre oamenii mai fac câte șase copii. Angela a adăugat rapid. Copiii am trei acasă. Primele două sarcei le-am pierdut. Cel din burtă e al patrulea și se ține bine. Noi am tăcut în continuare. Nu știam dacă să o felicităm pentru al patrulea sau să o compătimim pentru cele două. Tocurile alea de opt ar fi fost mult mai comode și a făcut autocritica gravida superbă cu burta de dimensiunea unui castron mic cu cereale. Uh, nu vă supărați, în câte săptămâni sunteți? Am îndrăznit eu, în speranța că doamna e abia în primul trimestru și nu știe că n-are voie la lamază înainte de 30 de săptămâni. Am intrat în luna opta, a ciripit ea. Liniște mormântală cinci perechi de ochi s-au ațintit pe burta aproape inexistentă a celei mai tinere gravide de pe scara în spirală către mansardă. Au urmat cinci oftaturi scurte. Viața e nedreaptă. Ajunseserăm. La ușă ne așteptă zâmbitoare Crina, instructoarea noastră. Bine ați venit la cursul la maz. Abia aștept să ne cunoaștem. Eu abia aștept să mă așez pe ceva, că simt că îmi scap gemenii pe jos de la atâtea scări. A bolborosit bruneta cu burta cea mai mare. O, oh, ce drăguț, gemeni! Ne-am înmuiat toate, mai puțin Angela, care și-a dat ochii peste cap. Ea era la a șasea sarcină, nimic nu i se mai părea drăguț. Am intrat în camera micuță cu ochiuri înguste de geam în pantă, acum acoperite cu zăpadă. Un neon uriaș clipea nervos în tavan deasupra mochetei gri cu diverse pete ciudate pe la colțuri. Camera era aproape goală. În centru erau așezate în cerc șapte scaune, iar pe peretele opus ușii erau atârnate câteva planșe care se izbitor cu cele din laboratorul de biologie din clasa a șasea. Pe fiecare scaun erau aliniate câteva coli goale și câte un pix, iar între scaune, direct pe mochetă așteptau cu o sticlă de apă plată și un teanc de pahare albe de plastic. Ne-am așezat și am primit etichete autoadezive pe care ne-am scris fiecare numele să ne cunoaștem mai bine. Cinci dintre noi aveam etichete albastre. Burțile adăposteau băieței. Una avea etichetă roz, iar Luca, mama de gemeni, avea una roz și una albastră. Fiecare dintre noi s-a prezentat scurt, în timp ce celelalte își întindeau picioarele sau își masau șalele. Am început eu. Salut! Eu sunt Miruna Nechifor, am 30 de ani, aștept un băiețel. Să vedeți, eu am crezut că prima ședință e marți, adică ieri, și am venit și am stat pe hol o oră întreagă. Abia când a coborât femeia de serviciu, care mi-a spus că nu e zi de burțe azi, m-am prins că am greșit ziua. Stai liniștită, m-a consolat Luca, hormonii sunt de vină. Am impresia că ne dizolvă neuronii sau ceva. A, nu, eu mereu încurc lucruri, oameni, situații, nu sunt chiar cea mai organizată persoană. Odată am plecat de acasă cu telecomanda de la aerul condiționat. Am confundat-o cu telefonul. Abia după amiază mi-am dat seama. Era ciudat că nu mă sunase nimeni. De obicei, până la prânz mă sună cel puțin 10 clienți și de șapte ori mama. Crina și-a dres glasul. Așa, revenind la motivul pentru care sunt aici, aceasta e a doua mea sa, cine pe prima am pierdut-o la 30 de săptămâni. Fetița avea multiple malformații la creier și la inimă și a murit priveam în jos precipicii albaștri, în timp ce privirile compătimitoare ale celorlalte șase femei din încăpere îmi ardeau creștetul. Acum o să fie bine, ai încredere, mi-a spus Crina, instructoarea la maz, cu o voce răgușită. Să mergem mai departe. Eu sunt Raluca Rizea, am 33 de ani, sarcină gemelară, lucrez într-o multinațională, sunt vegană de 8 ani și îmi doresc mult să nasc natural. Bună, Raluca, i-au răspuns în cor șase voci admirative. Bună, fetelor! Eu sunt Angela Predoi, eu am 36 de ani, trei copii acasă și am venit aici pentru că am câștigat pe Facebook un curs complet la maz. Mi-a plăcut mult freza băiețoasă a Angelei. Mi se părea că îi zăresc câteva fire albe pe la tâmple, iar asta îi dădea un aer distins. Avea un ten bronzat, frumos, care scotea în evidență ochii strălucitori de un verde limpede. Vorbea cu mult calm. Am născut de trei ori natural, am mai fost gravide de cinci ori, am arătat aproape șase ani, stau bine cu practica, a spus ea tare, fixându-ne cu privirea pe rând pe toate. Wow! Se auzea difuz de pe celelalte scaune. Cineva chiar a aplaudat timid. Angela a zâmbit cu ochii la lustra gălbuie. Salut! Eu sunt Veronica Mușat, s-a auzit un ciripit drăgălaș. Gravida cu cea mai mică burtă din lume ne zâmbea ca de pe podiumul unui concurs de frumusețe. Avea dinți perfecți, păr drept, des, lung, era machiată discret. Era frumoasă, perfectă. Avea mâinile fine și delicate, picioare lungi și subțiri, sunt plini, parcă se zărea și un pic de talie în preajma burticii de dimensiunea acelei pe care eu o capă după ce mănânc prea multe cireșe. Purta un ceas mai scump ca mașina mea, o bluză de mătase de culoarea piersicii și pantalon crem de piele. Dacă n-ar fi avut în piept eticheta albastră pe care scria Veronica, aș fi putut să jur că a greșit camera de curs, a nimerit la gravide, când ea de fapt avea treabă la fotomodele de succes. Abia aștept să nasc și să-mi țin în brațe bebelușul. Oho, oh, habar n-ai ce te așteaptă, a bombănit Angela. Veronica i-a zâmbit cu căldură. Ea zâmbește mereu. Și eu aș zâmbi mereu dacă aș arăta ca ea. Sunt foarte bucuroasă că am venit aici. Anul trecut, pe vremea asta, am mers la un curs de ikebana și mi-am făcut câteva prietene foarte bune. Încă mai ținem legătura. Mai mult pe Facebook e drept, dar sunt niște fete extraordinare. S-a lansat ea într-un discurs entuziast. Privirea instructoarei s-a îndreptat însă poruncitor către următoarea purtătoare de burtă, care nu s-a lăsat rugată. Eu sunt Gabi Mardare. Am un băiețel de 5 ani acasă. Acum aștept al doilea băiețel. Sunt destul de stresată pentru că după prima sarcină m-am îngreșat foarte mult și n-am mai reușit să slăbesc. Acum am luat și mai mult în greutate cu sarcina asta. Gabi avea, într-adevăr, un corp cu forme generoase și era foarte frumoasă, cu ochii de un albastru foarte intens și un păr ondulat și bogat la care eu una visez de când mă știu. Era vopsită în diverse tonuri de roșcat. M-am gândit că probabil se vopsește acasă și fie îi place să experimenteze, fie nu ține minte numărul de pe cutia cu vopsea. Exact ca mine. Ai încercat să renunți la carne?" a sugerat discret Raluca, mama de gemeni. Vai, nu! Fără carne simt că leșin! La fel și fără dulciuri! Ah, aș de acum pentru o amandină bine însiropată!" Am la mine un baton rou cu migdale și caju," s-a oferit Raluca. Mulțumesc, nu e deja târziu, nu o să mai dorm la noapte." A refuzat Gabi, dar fără să-și dezlipească ochii pofticioși de pe batonul pe care Raluca îl și scosese din geantă. Pe mine mă cheamă Carmen," Carmen Păunescu, le-a întrerupt brutal, plictisită, gravida cu părul platinat. Am venit aici pentru că recunosc cinstit, m-a obligat Virgil, bărbată meu. Vrea să se asigure că nu nasc copilul pe partea greșită, râdea Carmen, dar nu pălea deloc râsul ei. Vei vedea cât de frumos și de simplu e să naști natural, a recitat crina instructoarea. Eu sper din tot sufletul să aflu cât de simplă e cezariana. Am programat-o deja pe 1 iunie de ziua copilului, să mai scap de tură de cadouri. O, oh, dar de ce cezariană programată? S-a îmbujorat crina. Pentru că mă tem de durere. Am suferit destul în sarcina asta cât să știu că nu vreau să mai sufăr și la naștere. Vreau să mă duc pe picioarele mele, fără să gâfui și fără să gem, să mă întind pe masă, cu afată și machiată, apoi să mă ridic, să-mi iau copilul și să mă duc la mine acasă. Să știi că recuperarea după cezariană e destul de complicată și dureroasă, a intervenit Gabi, care încă nu-și deslipise privirea de pe batonul cu migdale al vecinei de scaun. Noroc că există calmante. O să iau cu pumnul, a spus Carmen. Dar oare nu trec în lapte? a întrebat Luca. În laptele praf nu trec sigur. A, nu vrei să alăptezi? S-a mirat Crina. Laptele tău e cea mai bună hrană pentru copil. Nu mulțumesc, am o vârstă. Nu mă văd cu sânii afară din sacou. Cu biberonul e mult mai elegant și mai practic. Și aud că și doarme mai bine copilul. Cinci gravide și o instructoare o privesc cu gurile căscate. Împenii, I-a scăpat prin credințe Angelei, mama eroină de trei copii alăptați până pe la doi ani fiecare cu al patrulea pe drum. Fiecare este stăpân pe vaginul și sfârcurile proprii, a bombănit Carmen. Apoi dacă nu vrei să-l nași și să-l alăptezi, la ce l-ai mai făcut, doamnă? Nu mai bine îngrijai de sacourile dumitale elegante și nu mai făceai copil? I-a trântit Angela. Alte trei gravide se foiau pe scaune și își priveau unghiile, burțile, cipicii nu era chiar genul de conversație pe care se așteptau să-l aibă la primul curs la maz. Dacă ar fi fost după mine, nu l-aș fi făcut, a răspuns încet Carmen. Nu dați cu roșii, vă rog. Eu n-am vrut copii. Îmi plăcea viața noastră. Călătoream mult, aveam timp pentru noi. Plus că nu mă văd în postura asta de mamă, cu copilul în brațe mereu, la sân, să nu dorm, să nu pot face ce vreau când vreau. Ne privea în ochi pe rând, căutând aprobare, eu mă uitam cu interes în sus pe geam, unde vedeam doar zăpadă murdară. Crina o asculta cu gura căscată. Ea nu avea copii, dar nici nu era însărcinată. Însă, nu-și găsise partenerul potrivit, <coughs> o să reiau aici că am greșit ceva. <coughs> ok? Eu mă uitam cu interes în sus pe geam, unde vedeam doar zăpadă murdară. Crina o asculta cu gura căscată. Ea nu avea copii, nici nu era însărcinată. Încă nu-și găsise partenerul potrivit, dar își dorea mulți copii. Angela o privea pe Carmen cu tristețe. Probabil se întreba de ce oare treaba asta cu părința la nu trece printr-o comisie de aprobare înainte. Să nu ia examenul de părinte și să nu aibă dreptul de a se reproduce decât cei perfect deciși, apți și responsabili. Haban avea că peste câteva luni ea și Carmen aveau să devină bune prietene. Bun, mă bucur că ne-am cunoscut. Eu sunt Crina Povernă și o să vă povestesc pe parcursul următoarelor șase ședințe totul despre sarcină, nașterea naturală și cezariană, despre travaliu, despre îngrijirea copilului, despre alăptat, o să vă arăt cum să faceți baie și masaj nou-născutului și care sisteme de purtat sunt cele mai sănătoase. Ar fi minunat dacă ați putea să invitați și pe partenerii voștri la cursuri. Sunt informații foarte importante și pentru tați, care trebuie să fie foarte implicați în viața copilului vostru. O, al meu o să fie primul la lua notițe, a bombănit Carmen. A, soțul meu călătorește mult, nu știu dacă o să poată ajunge, oftă Veronica. Haha, al meu o să vină doar dacă îi dați niște bere și un meci și eventual niște șpagă, a spus Angela. Ultima oară când a participat la orice are legătură cu vreunul dintre cei patru copii ai noștri a fost când s-a îmbătat la cârciumă după nașterea celui de al doilea. Când s-a născut al treilea, nici n-a observat. Gabi se foia. Părea că discuția despre tați nu-i priește. Raluca a mușcat vârtos din batonul ro. Sigur, e absolut obligatoriu să vină și soțul. E și copilul lui. Mai ales că bărbații sunt atât de sperioși și de neîndemânatici. Eu mă gândeam că da, sigur, o să-l aduc. Are nevoie să audă și altceva despre naștere decât fricile mele. De când rămăsesem însărcinat a doua oară, nu mă gândeam decât cât de tare ne-a durut moartea primului nostru copil, înainte de a se naște. Visam noapte de noapte nașterea fetiței noastre moarte. A fost un coșmar. Împingeam și plângeam. Mereu mă gândisem că la capătul unui travaliu dureros și chinuitor îți ții în brațe copilul și totul va fi meritat. Lunile grele, grețurile, coșmarurile, fricile, durerile nașterii, totul dispare când copilul se uită la tine din brațele tale. Eu n-am avut norocul ăsta din prima. Fetița murise în burta mea cu câteva săptămâni înainte de termen. A trebuit să o nasc așa, moartă. Nu cred că există ceva mai crud pe lume, să naști un pui care nu va rămâne în brațele tale mai mult de un minut. Chipul lui mic, inert, nasul perfect care nu respiră mâinile mici care nu te caută, răceala care se așează în el și apoi și în tine, lacrimile care curg, corpul care te doare cumplit, dar nici pe departe la fel de rău ca sufletul. Simți că mori și vrei să mori, doar că niciodată nu e așa de simplu. Trăiești mai departe, așa, moartă, îți ții omul de mână și el mort și sper că într-o zi ceva o să vă readucă la viață. Apoi, jumătate de an mai târziu, fără să ne propunem asta, am rămas însărcinată din nou și m-a cuprins întâi groaza, uriașa groază, apoi bucuria una mică și slabă, dar vie, gata să crească. Aveam nevoie să cred că de data asta va fi bine, că o să-l nasc și nasul lui perfect o să respire peste fața mea, că mâinile lui o să mă caute, că o să merg cu el acasă, mic, viu, și de acolo va începe vindecarea mea, vindecarea noastră. Da, soțul meu vine sigur, am spus eu decisă. Dacă reușește să plece mai devreme de la serviciu. Perfect. Atunci ne vedem data viitoare cu toți soții dispuși și disponibili. Acum aș vrea să vă povestesc câte ceva despre ce face bebelușul vostru chiar acum în burtica voastră. Ah, oh, burtica! Puține cuvinte am urât la viața mea mai mult decât pe ăsta. Miresic că îl întrece, desigur, dar doar cu puțin. Nu e nimic mic la o burtă de șapte luni, cu excepția burții veronică desigur, dar e o excepție în multe privințe. De ce ai vrea să diminutivezi ceva care frapează prin dimensiunile exagerate? Din milă, din simpatie, pentru amuzament? Șase burtici priveau cu buricile scoase în afară planșa cu detalii anatomice pe care instructoarea la maz arăta cu un indicator vaginul, uterul și colul. Ce simplu pare pe planșă, ușor ca un ecler cu frișcă, Oare așa o să fie și în ziua nașterii? Toate speram asta, doar Veronica o și credea cu adevărat. La finalul primului curs am coborât în colonate ținându-ne bine de balustrada șubredă. La parter ne-am dat jos cipicii una altei achicotind. Înainte de a ne lua rămas bun, am făcut schimb de cărți de vizită. Miruna Nechifor, specialist PR, Fabulous Events. Carmen Păunescu, analist financiar, Direcția de Taxe și Impozite a NAF. Veronica Mușat Aia Dogdu, Office Manager, International Landmark Constructions. Raluca Rizia, Operations Manager, Oracle. Gabriela Mardare, English Teacher, Școala numărul 164, Sector 5. Angela s-a scuzat, ei nu-i trebuia carte de vizită, nu i-ar fi servit la nimic, oricum nu făcea altceva decât să îngrijească de casă și de copii. Așa a fost prima noastră întâlnire, cu de toate, Aveau să urmeze multe altele, mult mai simple.